cea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pace pe dumneavoastră, familie dumneavoastră și toți cei dragi dumneavoastră. Îmi place ca să dau pacea Domnului Iisus, pentru care pentru mine este cea mai importantă. Voi începe printr-o poezie. Este un mesaj proaspăt pe care l-am primit la începutul anului de la Dumnezeu. Poeziile în general pe care le recit sunt date prin Duhul Sfânt. Și în primul rând sunt mesaje pentru viața mea și din trăirea mea și dacă Domnul mi le dă, atunci le împărtășesc cu frații și surorile mele. A mai trecut un an prin noi, cu încercări și cu nevoi, cu boli și clătinări nespus, dar nu acestea cu folos, ci Dumnezeu ce ne-a purtat, care Său braț măreț și înalt, și care El nu ne-a lăsat, și în picioare noi am stat. Acum, iubite frate, soră, privește în urmă doar puțin și recunoaște că în toate cu tine a fost Stăpân Divin. El, Mesia cel puternic, doar lângă tine a luptat și prin orice încercare în biruință te-a urcat. De aceea tu, copile dragă, învață să trăiești în El, căci în această lume mare tu vei avea și încercări. Necazuri multe, încurcate, de nu mai știi ce să mai faci, privește sus, către Golgota, căci El pe toate le-a purtat. Învață azi și întotdeauna să nu mai porți niciun necaz, ci îndrăznește prin credință și intră doar în biruință. Putea vei să vezi peste munte, să-L vezi pe marele viteaz, pe Salvatorul, El Stăpânul, Căpetenia și Marele Împărat, că stea de biruință are doar pentru tine, dragul meu, ce azi tu îți înalți privirea și te încrezi în Dumnezeu. De aceea Sfânta Carte spune, fii bucuros neîncetat, că acolo, dincolo de munte, se luptă Marele Împărat. Și astfel tu, copile dragă, bucură-te tot mai mult de viața ce ai primit-o în Domnul și fii lumină pe pământ. Fii bucuros că El, Mesia, este al tău Mântuitor, Stăpân, puternic, tare, rege, și El îți este Salvator. De aceea, adu-ți aminte, frate, când încercarea e tot mai grea, spune-i că este unul care a biruit la Golgota. Domnul să vă binecuvinteze. Și întărită de Duhul Sfânt prin sora precedentă care a mărturisit pe scurt minunile din viața dumneavoastră. Vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu ne iubește pe toți, eu vă iubesc pe toți și iubesc Duhul Domnului care este în noi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Iar dacă numele Lui este Emanuel, înseamnă că chiar este cu noi. În fiecare pas, în fiecare clipă a vieții noastre. În anul 2008, 30 octombrie, am fost prima din familia mea care m-am întors la Domnul și am acceptat calea aceasta care este cum minunată alături de El. În care am acceptat ca lumina lui Dumnezeu să pătrundă inima mea și dragostea Lui să vină și să se reverse și să locuiască în mine pe deplin. Aceea a fost cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făptuit-o în viața mea și cred că în viața tuturor dintre dumneavoastră. În acea zi a fost prima zi în care eu am intrat într-o biserică evanghelică și acolo m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru asta îi voi mulțumi veșnic. Și de acolo a început călătoria mea cu Dumnezeu. Sunt căsătorită cu un fost musulman, după cum
după cum ați auzit de la frați, când eu m-am întors la Domnul, el era încă musulman. La un moment dat, după aproximativ o lună de zile, a început să se simtă rău și s-a dus să-și facă un set de analize, îndemnat de prietenul nostru, care era, este și acum medic și era directorul unui spital. S-a dus la spitalul unde era director și a făcut analizele și rezultatul a fost hepatita C. L-a direcționat către un alt spital, pe soțul meu, acest prieten al nostru, să-și refacă setul de analize. Al doilea rezultat a fost tot hepatita C. Atunci a spus, du-te la spitalul de hepatici din București, pentru că acolo îți vor reface cu normal analizele și te vei duce la un medic specialist, pentru că o să trebuiască să începi un tratament. S-a dus la spitalul de hepatici și a refăcut analizele și acolo pentru a treia oară și tot hepatita C a fost răspunsul. Dar mi-a spus așa, mai așteaptă puțin. Îmi zice, știi ceva? Este unul care, numele lui este Iisus Hristos și este Fiul lui Dumnezeu, care El poate vindeca și te poate vindeca și pe tine. El nu credea în Iisus Hristos ca Fiul de Dumnezeu și ca Dumnezeu, dar Dumnezeu este viu. Și atunci am spus, lasă-mă, te rog frumos, să iau post și am explicat ce post voi lua, postul Estere de 3 zile, în care eu nu voi mânca și nu voi bea, pentru că eu am găsit citit, scris în Biblie și am citit că acest post a dat biruințe în primul rând, i-a făcut trecere împărătesei Estera și apoi a dat biruință poporului evreu. Și am spus, după acest post, te rog frumos să te duci și să-ți refaci analizele, pentru că eu cred că Domnul Iisus Hristos te va vindeca. La un sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă și duminică, am intrat în postul Esterei, iar luni l-am rugat să se ducă și să-și facă analizele. Primul set de analize în urma refacerii, adică primul set de analize refăcut, a fost negativ. Nu a ieșit nimic, era perfect sănătos. A zis, eu mă mai duc o dată și mai refac, mă duc la o clinică particulară. S-a dus la clinică particulară, l-a refăcut, era sănătos. A zis, totuși mă mai duc și la spitalul de hepatici, pentru că acolo ei poate au laboratorul de analize specializat pentru așa ceva. S-a dus și acolo tot de 3 ori și nu a ieșit nimic. Până în ziua de astăzi nu are nimic și până în veșnicie nu va avea nimic, pentru că Dumnezeu când se atinge, ceea ce El dă, rămâne dat. Rămâne, dacă a dat vindecare, rămâne vindecare. Pentru că atunci când El dă o binecuvântare, rămâne binecuvântare. În anul 2012, vreau pe scurt să trec așa prin câteva mărturii. În anul 2012 am avut ultimul copil al nostru, o fetiță, pe nume Amira Hadasa. Când eram însărcinată cu ea la 3 luni și jumătate, tot în urma unor analize, doctorul mi-a spus că este riscul de 90% ca ea să se nască cu sindrom și va avea probleme la inimă. Au trimis analizele în Germania, la o clinică în Germania, iar analizele din Germania au fost la fel, același diagnostic, același rezultat. Atunci doctorul mi-a propus ca să abordez, pentru că, în general, în mediul sanitar, ginecologic, în mediul medical, ginecologic, în momentul în care se descoperă că un făt are probleme, ei se gândesc că decât să fie fătul cu probleme, mai bine îl abortez. Dar eu atunci am spus așa, domnul doctor, știți că tatăl dumneavoastră, dacă vrea ca să vă dea un dar, darul pe care vi-l va da, va fi un dar prețios de care vă veți folosi și vă va fi de trebuință. De ce? Pentru că tatăl dumneavoastră vă iubește și știe de ceea ce aveți nevoie. Am zis, știți ceva, eu am un tată în cer și tatăl meu mi-a dat acest dar și eu sunt absolut convinsă că mă voi bucura pe deplin de acest dar. Domnul doctor mi-a spus că, doamna Florian, depinde foarte tare de acest optimism pe care îl aveți și vă va ajuta foarte mult atunci când veți naște copilul. Fetița s-a născut și când s-a născut, ea s-a născut ca o legumă vie.
au scos-o afară mai devreme cu o lună și 3 săptămâni, pentru că evoluția era din ce în ce mai rea și au zis că decât să moară înăuntru meu, mai bine o scot și poate cât de cât ca să-i monitorizeze viața. Dar când s-a născut, avea așa, infecții în sânge, rinichii nu-i funcționau, plămânii nu-i funcționau decât 15%, avea gaură în inimă și sângele inundase creierul. Pentru cei care cunoașteți, inundația la creier se notează medical de la 1 și până la 5. Inundația sângelui în creier era de gradul 3 la fetița noastră. Au conectat-o la aparate, au intubat-o, respira prin aparatura respectivă. Au început ca să introducă antibiotice. A introdus primul antibiotic, antibiotice din cele mai puternice, nu s-a întâmplat nimic. L-au introdus și pe al doilea și pe al treilea, infecția nu a scăzut. O echipă de 7 medici din București veneau și se perindau în această perioadă, care a durat cam aproximativ 10 zile. Se perindau prin salonul unde ea era internată și aparatura o transportau cu ambulanțele la ea, pentru că ea nu putea fi transportabilă. Și medicii, la un moment dat, că erau neurologi, că erau medici de inimă, au spus așa, numai Dumnezeu mai poate să mai facă ceva. Dar atunci când ceva este imposibil la oameni, atunci intervine posibilul lui Dumnezeu. La aproximativ 10 zile de când s-a născut, într-o seară, eu m-am dus acolo unde e, în salonul ei. Asistenta care o supraveghea a ieșit afară. Eu atunci am pus mâinile pe pătuțul ei și am ridicat privirea spre cer și am spus, Doamne, Tu ești Cel care ești viață. În Tine este viața. Tu viața o dai oricui vrei Tu. Am spus un singur lucru, te rog. Dacă Tu vrei pe acest copil să-L iei acasă, te rog, până mâine iau acasă. Dar dacă Tu vrei ca să-i dai viață, te rog ca tot până mâine tu să faci o minune între Tu ei. Am plecat, m-am dus în rezerva unde eram internată și pentru prima dată, în ultimele luni, am avut un somn liniștit. Am înțeles mai apoi de ce. Pentru că o predasem în mâna Domnului. Deja povara mea i-am predat-o lui Dumnezeu. Și aici vreau să fac o paranteză din experiența mea. Noi, eu așa cred, noi suntem 0, iar Dumnezeu este 10. Dacă noi vrem să fim 2, Dumnezeu va fi 8. Deci, până când nu predăm lui Dumnezeu tot, El nu poate ca să lucreze. Dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în excelență, nu mai trebuie să ducem noi niciun fel de povară. Necazurile nu sunt ale noastre, sunt ale lumii acesteia. Asta am înțeles eu. Așa am intrat într-o viață de biruință cu Dumnezeu. Atunci am dormit, cum v-am spus, până dimineața la 7 și dimineața la 7 o voce m-a trezit și m-a strigat pe nume de 2 ori. Inițial am crezut că este mama. Dar când am ridicat privirea, am văzut că de fapt nu era nimeni în cameră și atunci am știut că este vocea Domnului. Eram sigură că este vocea Domnului. M-am ridicat din pat, m-am dus la baie, m-am spălat pe față. Am pus capotul pe mine și am plecat în salonul fetiței noastre. Era la fel. Intubată, conectată la aparate, cu perfuzii în picioare, în cap, dar un singur lucru se schimbase. Culoarea ei, din culoare de om mai mult, care este de galben pământiu, se schimbase în culoare de roz. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu a scris viața în dreptul ei. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe soțul meu și am spus, Hamed, Dumnezeu a scris viață în dreptul Amirei. Am anunțat-o pe asistentă, asistenta a anunțat medicii. Vă mărturisesc că de dimineață, de la ora 7 și câteva minute, până după amiază la ora 16, fetița noastră, Amira Hadasa, a mâncat la biberon. Acesta este Dumnezeul nostru. A fost o mărturie, într-adevăr, și a rămas o mărturie
și pentru medici, și chiar pentru noi, și de fiecare dată când mărturisim, este o mărturie pentru fiecare care ascultă. În anul 2013, eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, în vârstă de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă, am avut un accident de mașină. La ora 4:20 dimineață, băiatul nostru era culcat pe bancheta din spate, eu adormisem în dreapta, pe bancheta din față, și soțul meu, la un moment dat, a adormit la volan, plecasem din București pe Timișoara, și eram în localitatea Filiaș, când s-a întâmplat acest lucru. A adormit la volan și de pe partea noastră de sens, mașina s-a dus pe partea opusă de sens și am intrat frontal într-un tir. Dar ce vreau să spun? În acea săptămână, eu am fost la o conferință de femei. În momentul când slujeam, și mă rugam, și chiar și pentru celelalte surori care erau acolo Duhul Sfânt, a venit și m-a cercetat și mi-a spus, Loredana, dacă ai un prins de război în inima ta, eliberează-te. Să fii liberă de orice om, să nu-ți mai aduce aminte nimeni ce ți-a făcut. Fii liberă, ce-mi spunea? Fii liberă, ca și cum te-ai întâlnit cu mine. Atunci am stat și m-am cercetat în acele zile și am zis, dacă mai aveam ceva în mintea mea, în dreptul cuiva, am zis, Doamne, îl iert. Înainte să se întâmple accidentul, aceeași cercetare a avut-o soțul meu. A venit Duhul Sfânt la mintea lui și a spus, iartă pe toți cei care s-au greșit. În momentul în care s-a întâmplat accidentul, pentru că nu s-a găsit nimic în inima noastră, sunt convinsă de acest lucru, Dumnezeu a intervenit și a spus pentru noi viață. Și viața a fost. Vă mărturisesc că medicii nu copilului nostru nu i-au dat șanse de viață. Nu vreau ca să mai prelungesc, dar când a venit și polițistul, când au venit și medicii la locul accidentului, au spus că au văzut mașina cum era și au spus că chiar numai Dumnezeu a putut să vă scape cu viață. Ce s-a întâmplat? Băiatul nostru a avut hemoragie internă, Iosif de 3 ani și jumătate, a pierdut 900 de mililitri de sânge pentru că ficatul i-a fost zdrobit în 3 locuri, organele i-au fost deplasate, s-au format hematoame, dar a ajuns la spital în ultimele momente. Medicii au spus că dacă un pic, câteva clipe mai târziu, nu mai putea ca să se facă nimic, pentru că nu mai avea sânge în corp. Dar în ultimele clipe ani a ajuns la spital, medicii au intervenit, a fost operat, iar Dumnezeu a fost acolo cu mâna Lui. Ceea ce și cred că mâine, la băiatul care s-a amintit în rugăciune, Dumnezeu va fi în sala de operație și va fi peste mâna medicilor și tumora va fi înlăturată de Dumnezeu. Dumnezeu scrie viață, că El este viață. După operație, l-am transferat la spitalul din București, la câteva luni de zile am fost doar și am făcut radiografie internă, iar doctorița, radiografia abdominală m-a iertat, și iar doctorița ne-a spus așa, dacă nu vedeam cicatricea de la operație, eu nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. De ce? Ficatul era în parametri perfecți normali. Aceeași formă, nu era nimic modificat. Era perfect. Nu se vedea că a fost tăiat din el, nu se vedea, se regenerase, totul era perfect în interiorul lui. Splina, pancreasul care fusese deplasate, totul era la loc. Totul era aliniat la standardele vindecării lui Dumnezeu. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, capul spart. Coastele știți că se studează de la sine, că pielea capului au sub atunci pe moment. Dar cu mine ce s-a întâmplat? În urma inspecturii am fost proiectată neavând centură de siguranță sub bordul mașinii, iar picioarele de la genunchi în jos mi-au fost oasele fracturate și zdrobite. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt, iar pe glezna dreaptă fractură. Pentru, cred că toată lumea știe că glezna ține toată greutatea, iar cartilajul dă flexibilitate gleznei. Eu am refuzat
am refuzat internarea și operația la spitalul din Craiova și am spus că vreau să mă transfer la București. La București mi-au refăcut radiografiile și mi-au pus același diagnostic. Dar doctorul de la București mi-a spus așa, doamnă, ar trebui astăzi sau mâine dimineață cel târziu să vă hotărâți să veniți la operație pentru că oasele încep să se sudeze și va trebui după aceea ca să le rupem, ca să putem să introducem o tăbliță cu niște șururi, ca să ia locul cartilajului, ca apoi, când oasele vor fi sudate, să puteți să folosiți glezna aproape normal. Să nu folosiți piciorul ca pe o cârjă, să nu mai puteți să... glezna să nu mai poate ca să se îndoaie. Atunci eu i-am spus un lucru. Și de ce? Când am fost în spitalul din Craiova, foarte mulți frați au fost după noi, au venit după noi la spital. Acolo au fost și doi frați negri care s-au rugat pentru mine și unul dintre ei a avut așa pe inimă și a venit cu mâinile și mi-a atins degetele picioarelor mele în timpul rugăciunii. În timp ce el se ruga, eu am simțit cum credința creștea în mine. Și atunci, la nivelul minții, mi-a venit un verset din Psalmul 18 și anume versetul 33, care spune, El îmi face picioarele cale cerboicelor și mă ridic, mă așează pe înălțimile mele. Atunci am zis, Doamne, eu cred că Tu vrei să-mi transmiști ceva, eu cred că vindecarea va veni direct din mâna Ta. Dacă Tu personal îmi faci picioarele și le întărești, precum picioarele cerboicelor, și mă ridici iarăși acolo unde eu am fost, așa am interpretat. Am zis, eu cred că Tu vrei să mă vindești personal. În momentul în care doctorul ortoped la București mi-a spus că trebuie să vin la operație, eu atunci am spus așa, un doctor, știți ceva? Noi avem un creator, nu toți oamenii. Suntem creați de cineva. Și acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu, care a făcut omul, l-a creat perfect. În perfecțiunea lui l-a creat perfect. Cu oase perfecte, cu tot cu cartilaje. Și am spus eu, necesitatea mea este ca să am oase noi și cartilajul nou. Știți ceva? Eu cred că acest Dumnezeu în care eu mă încred, îmi va da și oase noi și cartilajul nou. Îmi spuseseră că un an de zile voi fi monitorizată și vor repeta radiografiile și timp de un an voi avea picioarele în gips, aveam picioarele, apropo, în gips până la șold. Și după aceea voi reîncepe să învăț să merg. Dar totdeauna, pentru cine crede, Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus și niciodată omul. Spunându-i aceste lucruri despre Dumnezeu, doctorul mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Foarte adevărat. Foarte adevărat a grăit gura acestui medic. Depinde de relația pe care o avem fiecare dintre noi cu Dumnezeu. Atunci am plecat acasă cu acest răspuns. Acasă m-a întâmpinat soțul meu care nu fusese cu mine la spital, fuseseră trei tineri pentru că necesita ca să mă ridice, să mă pună pe patul de radiografie din căruciorul cu rotile, mergea numai în căruciorul cu rotile. Și am spus așa soțului meu, știi ceva? Eu nu mă operez. Și mi-a spus, de ce? I-am relatat ceea ce mi-a spus medicul și am spus, știi, eu cred că Dumnezeu va interveni El personal. Și am spus, știi de ce? Pe paginile Scripturii stă scris. Ologii sunt vindecați. Orbii văd. Iar surzii își capătă auzul. Dacă este scris, am zis, Dumnezeu nu s-a schimbat. Exact așa va face. Iar de data aceasta, eu voi fi materialul lui didactic. I-am spus, am văzut scris, am auzit de atâtea semne și minuni care le-a făcut. Dar de data asta vreau să simt personal pe pielea mea. Eu cred că avem dreptul ca să cerem, să ni se întărească credința și să vedem semnele și minunile pe care Dumnezeu le face. Pentru că e același Dumnezeu. Eu așa am înțeles. La 10 zile de la accident, în timp în care stăteam numai la pat, nu puteam nici măcar ca să mă ridic, eu nu puteam să-mi folosesc picioarele. Picioarele mele erau ca un băț pe care pur și simplu l-ați frânt din loc în loc, sau ca o creangă care este frântă din loc în loc, și când gipsurile au fost date jos, pur și simplu ele atârnau. Nu puteam să le țin cu putere, cu puterea trupului, nu
puteam ca să mențin picioare, nici măcar înșezut dacă eram. Deci nici de cum nu puteam ca să mă sprijin pe ele chiar în interiorul gipsurilor. Astfel mă luau de fiecare dată de sub mâini, mă puneau pe căruciorul cu rotile, așa mă spălam, așa cum mai plimbam prin casă, toate nevoile le făceam la Pampers, cu toate lucrurile astea ca să înțelegeți în ce stare eram. Dar, în acea zi, la 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus, Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi. Trebuie să le arătăm că nu suntem bine, suntem bucuroși și suntem încrezători în Domnul. Noi nu suntem doborâți de situație. Atunci i-am spus, cum să mergem la adunare? Sunt atâtea scări de urcat până ajungem în sala adunării. Ziceam, stai liniștită, să vor găsi doi frați puternici care să te ia de lateralele căruciorului cu rotile și să te ridice până în sala adunării. Ok, așa am făcut. Am plecat la adunare și intrarea la adunarea noastră era din spate și am rămas pe ultimul rând, în spate, de fapt, ultimul rând de bănci, așezată pe căruciorul cu rotile. În acea seară Dumnezeu a trimis un frate care fusese în misiune în Africa și în ziua respectivă aterizase pe aeroportul din București și până să plece localitatea de unde era, avea câteva ore libere. Atunci cred că nimic nu este întâmplător. Duhul Sfânt i-a pus în minte să sune la păstorul nostru și să-i ceară îngăduința dacă poate să vină la noi la biserică și să slujească. Păstorul a fost de acord. Îl cunoșteam pe fratele respectiv pentru că în acel timp era student la ITP și mai frecventa din când în când biserica noastră, dar în acea seară, când s-a ridicat la amvon, nu a avut niciun fel de predică. Ci pur și simplu a spus, fraților, eu vin din Africa și ce am văzut acolo mi-a întărit credința foarte mult. Și a început să povestească ce a văzut. Deci s-a fost un om care era în cârje, și la rugăciune a aruncat cârjele și a început să meargă. A spus apoi de un surd din naștere, care la rugăciune a început ca să-și capete auzul și a început ca să-i audă pe cei din jur. Dar pentru mine, ce a fost lucru cel mai cuprinzător, concludent și care mi-a format credința totală, a fost când a spus așa. Un om pe scaun, handicapat din naștere locomotor, care niciodată nu a mers. A zis, frații s-au rugat pentru el și au început încet, încet ca să-l ridice. Deci a început ca să facă pași. La un moment dat, a zis că sărea în sus de bucurie că putea ca să meargă. Eu în momentul ăla am spus, Doamne, această seară este seara mea. Este seara vindecării mele. Fratele în față spunea, fraților, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a spus, nu! Nu este diferit, este același Iisus, doar cu o diferență. Cei din Africa cred, pe când noi românii nu credem. Atunci i-a spus, Doamne, eu cred în tine total. Eu cred că astăzi seara vom vedea vindecare. Am trimis un băiețel, care era lângă mine, în față la soțul meu și am spus, te rog, când se termină adunarea, oprește-te fratele și faceți o rugăciune pentru mine. S-a oprit fratele la sfârșitul programului în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-i cățică? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. Crezi că Dumnezeu te vindecă? Am zis, da, cred. A așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile pe capul meu și s-a rugat o rugăciune atât de simplă, dar atât de puternică și în obiect, în care a proclamat numele Domnului Iisus Hristos, vindecare peste picioarele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. În acest timp scurt, eu am văzut cu ochii spirituale, am văzut două mâini albe îndreptate către mine și o voce care mi-a spus, îndrăznește fica mea și apucă mâinile. Atunci am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Primul semn că eram vindecată, am simțit că atunci când am pășit, picioarele am simțit tari în interiorul gipsurilor. Fratele se grăbea la tren și nu a mai stat. Dar eu, fraților care erau în adunare, mi-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare.
Era un frate care stătea la două case de adunare, s-a dus și a adus foarfeci și mi-au dat gipsurile jos. Și din acea seară merg pe picioarele mele. Fără intervenție chirurgicală și fără un an de zile de stat la pat. Acesta este Dumnezeul nostru, care poate ca să facă totul nou. Am o grămadă de mărturii. Ultima mărturie pe care o am, pe care și acum o trăiesc și trăiesc în ea și eu și soțul meu, este cum Dumnezeu chiar poate ca să facă din imposibil ceva posibil. Pentru că am avut o cercetare cu câteva zile în urmă. Eram tot așa plecat în lucrare. Și a venit Duhul Sfânt la mintea mea și mi-a spus, Loredana, cuvântul imposibil nu există în vocabularul meu. Există doar în vocabularul satanei și vrea să vi-l predea vouă oamenilor. Dar tu trebuie să înțelegi că la mine totul este posibil. Și ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Vă spun ceva, era o situație în care numai Dumnezeu putea ca să intervină. Era ceva legat de lege. Și Dumnezeu a intervenit direct din cer cu mâna Lui, cu degetul Lui pe un calculator și a șters toată situația negativă din dreptul nostru. Acesta este Dumnezeu. În momentul în care, exact cum a scris acolo, cum scrie în cuvântul Domnului, în 2 Cronici 7:12, te abate la toate căile tale rele, te smerești, începi să te rogi și cauți fața Lui. Și atunci fața Lui te inundă și tu începi să luminezi prin El. Garantat, Dumnezeu este pentru tine și este de partea ta. Vă las moștenire, toată dragostea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea și toată pasiunea pentru Dumnezeu. Să aveți o viață plină de ascultare și plină de pasiune pentru Domnul. Eu știu ceva. Promisiunea Lui este că noi suntem mai mult decât biruitori. Domnul să vă binecuvinteze.